Mamă, mâncați, noroc că m-am luat ăștia cu număr mai mare. 1000 de euro pe zi sunt pierdere dacă primesc, nu știu cum. Aseară am făcut un și pe calculatoare, să pun și ale. Sunt România în semifinal. Data asta chiar câștigăm. Băi, exact ce ne trebuie. Eu nu trebuie să mai cânt la beach, please. Cu simț de răspundere că sunt viitorul, da. Ce șanse sunt mai mari? Să ajungă Shelly președinte? Mi-a spus mulți dintre voi, Shelly, dacă vreodată candidez la prezidențiale, te voi vota eu cu tot neamul meu. Sau România în semifinale? Sunt România în semifinale. Dă-ne și un pronostic pentru meciul România-Slovacia. Cred că 2-1. 2-1 pentru România. De data asta chiar câștigăm. Vreau să știu când ai ars ultima dată atâtea calorii într-o singură zi. Aseară am făcut un și pe calculatoare, se pun și ale. Fata, fata! Ai nevoie de un calculator de ultimă generație la 60 de milioane? Care e artistul tău preferat de la Beach Please? Eminem, dar nu vine. Travis Scott. Zim care ar fi zvonul pe care ți-ai dorit să-l auzi despre tine. Zvonul? Da. Jackpot-ul de inimă neagră la Dumnezeu, drăguț. Să fii trezit în fiecare dimineață cu o altă bunăciune în pat. Sau să primești 1000 de euro pe zi. Stresule, o femeie când? Stresule, îți plac femeile? Stresule, o gagică când? 1000 de euro pe zi sunt pierdere dacă primești, nu știu cum. Da, miliarde! Bă, miliarde, mă! A, pe lângă? Da, încă 1000 de euro dacă pe lângă. Dar așa doar 1000 de euro fără alte venituri era ieșeam minus, da. Zimi, la ce altceva ai fi foarte bun dacă n-ai face ce faci acum? Poate mă duc la jobul de inginer. Că și să te întreb, deci cred că deja. Așa. Dar nu pe șantier, pe la un birou. Poate licitație, proiectare, ceva ce știi. Și cel mai bizar lucru pe care l-ai cumpărat în ultima perioadă? Nu știu, că eu cumpăr multe lucruri bizare de obicei. Aveți de-alea de cenzurat? Da. Un vibrator de la Adita mai p***ne ce îmi place, mă, că am văzut o reclamă pe TikTok. Băi, exact ce ne trebuie. Mamă, mamă. Să mă răcorească. Bun.